Hai să mai vedem ce zice tarotul de pe TikTok. Cavalerul de monede. O propunere. Dar am să văd și următoarele cărți ca să văd ce se... Cavalerul de monede. 4 de cupe. Și roata norocului, roata destinului. Stați de ceva vreme și așteptați ceva. Ceva ce nu mai vine. De multă vreme stați cu ochii în zare și nu mai vine. Vine ceva către voi, dar nu vă place, nu vă satisface. Acea carte 4 de cupe arată că ce ați primit nu e ce aveți nevoie, nu e ce vă doreați, nu e la nivelul dorit. Doreați mai mult de atât. Prima carte, Cavalerul de monede, este o carte pretențioasă. Așteptați un câștig, un profit, ceva palpabil, ceva stabil, ceva care să vă inspire așezare pe un făgaș normal a unei situații. Și ce vine nu e ce doriți. Și probabil refuzați fiecare nouă ofertă care vine. Gen, vi s-au oferit mai multe șanse de job, niciuna n-a fost cea care trebuie. Iubiri, ați trecut printr-una, prin alta, prin a doua, prin a treia, prin a șaptea. N-a ieșit, n-au funcționat. De ce? Pentru că nu era destinul, nu era pe karma voastră, nu era pe misiunea voastră personală, încât lucrurile alea care nu s-au întâmplat în viața voastră, și da, poate v-au dezamăgit, poate v-au îngenunchiat, poate v-ați făcut toate problemele, de ce nu mi se întâmplă? Nu trebuiau să se întâmple. Pentru că n-a venit aceea mult dorită. Am să mai trag o carte. Vine sau nu vine? Moartea. Moartea e un final. Pe semne că așteptarea aia se termină. Roata destinului arată că vine momentul divin acceptat, ăla scris în destinul vostru, ca lucrul ăla mult așteptat să se întâmple. Moartea nu înseamnă că nu se întâmplă lucrul ăla, ci se termină etapa aia de viață. Aia în care tot a stat cu ochii în zare, vine sau nu vine, oferta aia pe care o aștept eu, visul ăla pe care îl aștept eu, și vine. Când, greu de spus, poate încă n-a venit momentul. Roata destinului este și un element al așteptării, al răbdării. Da, trebuie să aveți răbdare să vină ceea ce vi se potrivește. Jobul potrivit, norocul potrivit, locul potrivit, calea potrivită, iubirea potrivită. Nu a venit. Deci dacă ceva nu s-a întâmplat, nu stați să plângeți că nu o să vină niciodată. O să vină atunci când destinul decide că aici se termină așteptarea. Că ați învățat ceva de la asta, că destinul v-a oferit deja toate etapele premergătoare să obțineți ceea ce vă este vouă dat, și vine într-o zi.